Fraților, de data asta, fără testuri, fără ceaune, fără, suntem la un nebun. Ăsta e nebun cu gătitul. Face cursuri de bucătărie, face tot felul. Am fost toată săptămâna trecută, ne-a făcut vreo 728 de rețete, a ieșit nimic, că e o zăpăceală totală și ne-am gândit, băi, azi facem una așezată, ca lumea, o chestie de carne de vită, că aici lumea cam are probleme cu carnea de vită. Hai să mergem! În direct vedem dacă mai filmăm sau nu. La poartă, la poartă. Da. Asta că suntem la București, la poartă. Bine, hai, ceau. A venit nebunul cu mâncarea, vă salut. Și eu mă pregăteam să plec. Da? Da. Păi nu mai filmăm azi. Da? Păi săptămâna trecută așa și am făcut 1000 de rețete. Hai că în 2 minute facem. Facem? Bine. Hai să mergem. Hai. Dacă tot suntem. Bun. Giorgio, că am pătimit al artei culinare. Da. Ne vei explica astăzi cum se face un mușchiuleț de vită în care nu o să ne rupem dinții, să sperăm, nu? Sau cu siguranță, nu? Da. Pentru că știu că toată lumea are mari probleme când face... Ori că nu-i bună carne, ai prea veche sau... Părerea la sfârșit, da? Când o să... Dar de la ce e chestia asta că e vita tare? De la faptul că foarte mulți nu folosesc bine mușchiulețul pe grătar, în sensul că nu îl pun cum trebuie pe grătar, pe urmă carnea trebuie pusă la odihnit după ce este luată de la grătar. O să vedeți în momentul în care noi o să o gătim că trebuie urmați niște pași. Pașii sunt... clasici, sunt foarte stricți, adică dacă îi respectați, n-aveți cum să nu vă iasă, da? Carnea. Nu ține de faptul că a fost o vită veterană în turmă sau ceva? Nu, și chiar dacă a fost cea mai tare vită din turmă, da? Putem să o facem. Se la poate fel. Face? Tragedă să vi se topească în da? Hai să vedem. Da. Ca să începem, da? Ceea ce eu recomand și sugerez toată lumea, în momentul în care intrăm în contact cu carnea, cu alimentele, este să fim igienizați, da? Da. În bucătărie, adică ne dăm jos brățări, ceasuri, inele, da? Da, pantalonii sau nu? Așa, pantalonii da, încă nu, da? Aici eu am o farfurioară în care îmi pun totdeauna ceasul, brățările așa. Și ne spălăm pe mâini. Ne spălăm pe mâini. Și inele, da, tot. Dar eu nu, eu... Da, bine, acum, că suntem la chiuvetă, vă zic un secret foarte rapid. Ia. La chiuvetă e foarte bine să aveți și foarte indicat periuță de plastic și da. Burete. Buretele schimbați odată pe săptămână ca să fie igienizat curat. Iar periuța, la ce o folosim? O folosim la curățat tocătoarele, acolo unde avem suprafețe asperice. Majoritatea lumii are din asta. Dacă îl folosiți pe ăsta, o să vedeți că părul ăsta o să rămână agățat pe tocător. După aceea, când tocați ceapa și carnea, o să băgați toată împreună la rețetă și o să ziceți de ce mi-a ieșit mușchiulețul tare. Probabil din cauza firelor de la burete. Am înțeles, da. Exact, da? Deci, periuța spălat suprafețele asperice. Ne spălăm pe mâini cu săpun. Da? Săpun de mâini. Indicat cu săpun de mâini, nu cu detergent de vase, să ne stricăm pH-ul mâinilor. Ne-am spălat pe mâini. Ne-am spălat pe mâini. Bine. Fiecare pe mâinile lui. Pe rând, să nu ne certăm. Pe rând, corect. Așa. Așa. Hai să vedem. Hai să vedem. Unde îl pun pe ăsta? Unde dorește? Asta mi-l pun eu aici, așa. Îl am la îndemână. Asta lăsăm aici. Așa, așa da, mai vizit asta acolo. Așa. Așa. Bun. N-avem nevoie de scule. N-avem nevoie de scule, da? De astea, nu. Bun. Ca să ne mișcăm mai repede. Ca să ne mișcăm, așa. Eu de obicei folosesc magnetul ăsta, pe care îmi pun imediat sculele mele de gătit. Păi dacă îți pică peste mânele. Încearcă. Nu, eu nu știu. Bun. Tu gătești. Vezi? Da, înțeles. Bun. Ok. Ce vom face? Ce vom face? Primul lucru, luăm mușchiulețul. Trebuie să fie la temperatura camerei. Da? Păi ăsta e vită sau e șarpe? Că e așa lunguiță și sau... Ai vrea tu să fie șarpe. Așa. De fapt aș vrea eu, pentru că îmi place foarte da? Mult. Deci, odată ce l-avem la temperatura camerei, ce trebuie să facem? Ce să înlăturăm absolut toate grăsimile și toată pielea de pe el. Da. Da? Pentru că altfel, în momentul în care o să-l punem pe grătar, pielea asta ne va strânge mușchiulețul. Aha. Nu-l va deteriora. Da? Am înțeles. Curățăm frumos toată pielița și încercați să curățați și bucățile de grăsime.
Acum controlăm un mușculeț de vită dacă este proaspăt. În primul rând, îl mirosim. El trebuie să miroase dulce, a carne dulce și să nu aibă deloc... Opa! Deloc. Asta e cu senzori. Da, e cu senzori că am început să tai mușculețul. Când miroși mușcul, se stinge lumina. Am înțeles. Bun. Să nu mai mirosim că... Ok. Probleme tehnice. Am înțeles, da. Ok, înlăturăm frumos, vedeți, toate bucățele de grăsime, da? Pot să filmez mai aproape, sigur. Da? Vedeți? Acestea trebuie înlăturate. Drept, frumos, da. Ca mușculețul să-mi rămână rotund și să nu-l crestez. Ok? Uite ce bucată mare de grăsime aici. Scoatem și pe asta jos. Ok? Da. Carnea deci, practic, ce e albii grăsime, da? Exact. Carnea, în momentul în care noi o tăiem și când o cumpărați și de la supermarket sau de la măcelar, vă uitați, carnea trebuie să fie brilantă, da? Deci, ușor mată. Ca mutul, briliantă. Exact. Am înțeles. Să nu fie foarte, foarte sclipitoare, să nu fie foarte lucioasă, da? În momentul în care ea e tăiată felie, vedeți că trebuie să fie ușor transpirată, da? Aia înseamnă că carnea noastră este foarte proaspătă și foarte bună. Așa. Vorbim de clisă. Cum trebuie să arate clisa? Adică, cum spun bănățenii, grăsimea. Grăsimea trebuie să fie albă, da? Albă și foarte compactă. Da? Grăsimea de la vacă? De la vită, da, sigur. De ce? Aia înseamnă că avem un mușchi, o vacă bună și alergată. Sănătoasă, da? Grăsimea albă. Dacă e grăsimea galbenă, înseamnă că este vechi carnea. Da? Da. Acum, așa, este foarte important. Foarte. Absolut, atenție! Da. Absolut orice avem. Ce tip de carne, ce tip de pește sau ce tip de legume gătiți, le spălați și le ștergeți cu prosop de hârtie, da? Deci nu gătim cu alimentul plin de apă, îl ștergem. Deci o speli acum, da? Apă curat, fără alte chestii, fără detergent, fără whisky. Da, fără să o punem la macerat, ea este proaspătă, curățată și vezi, pentru că mai există mici granule de os, probabil lăsate de măcelar printre și alea. Și de aia, dacă o speli, atunci le simți foarte ușor și le dai afară. Da? Am înțeles. Da. Dacă îmi desfaci puțină hârtie de prosop de hârtie, te rog. Da. Așa. Bun. O ștergem bine. Da. Nu trebuie să rămână apă pe ea. De ce? Vrei păi să... nu, am înțeles, nu trebuie, nu știu. Vrei să o pui în tavă, în tigaie și apa aia să îți ardă, să îți strice carnea? A, deci practic ea trebuie să fie ștearsă, uscată bine. Cu cât că mă duc după fân și am dat. Uscată, cu cât e mai uscată, cu atât este mai bine. Și, repet, temperatura camerei, deci nu folosim în mâncare carne rece. Nu folosim carne rece, nu e bună, că te dor dinții. Dacă, în schimb, vrem să facem un sos la ea, așa. Da? Sau o combinăm într-un sos, da. Nu adăugăm sosuri reci sau ingrediente pentru sos reci. Tot, deci, temperatura, practic, tot camere, la temperatura camerei. Ca să nu facem... șoc termic. Bravo. Exact. Ai venit pregătit, ai făcut lecțiile. Da. Bun, hai. Ce faci acum? Acum, luăm cuțitașul ăsta meu preferat. Așa. Și vom face bucățelele pentru mușchiuleț. Da? Adică îl tăiem, îl porționăm sau cum, nu? Cât avem nevoie? Cât avem nevoie? 2 cm jumate pentru fiecare felie, respectiv dacă, așa, ne, grosime, uităm, 2... dacă ne uităm la distanța dintre degetele mele, sunt cam 2 cm jumate. Păi, dar ales mai groase. Da? Deci cam asta ar fi grosimea, da? Ok. Uite-te la carne cum arată. Ia cum arată. Că am vrut să o tai să o vezi. Da, textura. Deci, textura... Da? Da? Cum este? Granulația cărnii, da? O vedem că este foarte, foarte compactă și foarte, foarte proaspătă și roșie. Vezi? Ce, roșu se simte la minas? Da, e roșie. Se simte. Se simte, da? Da. Deci... pune degetele, ce faci? Eu știu la ochi. Ah, tu știi la ochi? Am înțeles. Vrei să pui tu degetele nu, și tai? Nu, nu, lasă că... Eu cred că e mai bine să faci tu, că nu te pricep. Acum, eu o să-l porționez da. Pentru rețeta noastră. Da? Care e rețeta noastră, chiar? Asta îl punem aici, la loc. Îl lăsăm aici să se odihnească. Da. Bun, dar care e rețeta noastră azi? Zine. Rețeta noastră va fi mușchi de vită la grătar.
Da. Pentru că este foarte simplă și vreau să facem baza mușchiului de vită făcut la grătar, după aceea fiecare își face sosul cum dorește în funcție de plăcere. Și garnitura mușchiulețului nostru va fi șparanghel tras în unt cu parmezan și cu salvie. Deci practic avem nevoie de carne de vită, da? Eu am pregătit cele 6 bucățele de carne de vită, de mușchiuleț, da? Gata tăiate, da? Aici avem o legătură de șparanghel, da? Parmezan 150 de grame ras și usturoi. Căței de usturoi, un pachetel de unt din care vom lua exact jumătate. Da? De cât avem. Și asta e tot? Și frunzele de salvie, sare și piper. Atât ne trebuie. Atât. Ca să începem cu mușchiulețul, da, avem nevoie de sfoară alimentară de legat. Și ce vom face? Vom lega frumos fiecare mușchiuleț în parte. Ca la grădiniță. Sfoară alimentară de legat. Exact. Cu sfoara asta legăm fiecare mușchiuleț. Da. Ca să fim siguri că odată legați, da, și puși pe grătar, da, da, sucul și apa și sângele va rămâne înăuntru. Odată legat, sigur, da. Okay? După ce facem, după ce scoatem de pe grătar. Deci practic îl strâng așa. Da, exact. Uh-huh. Le vom dezlega înainte să le punem pe farfurie. Bun, deci ai terminat de legat carnea, nu? Exact. Am legat fiecare bucățică, da, în parte, da. Ca un corset. Se vede exact cum stă, da, formă conică, da, de faptul că este strâns bine. Da. Strânsă bine ața. Așa. Acum ce facem? Ce nu facem? Nu mai avem nevoie de ață. Nu mai avem o punem de ață. La loc. Punem la loc. Așa. Ca să eliberăm puțin. Bun. Așa. Și? Ce facem? Dăm ce drumul la grătar. Așa repede deja? Merge grătar? Dăm drumul la grătar. Aha. Îl punem pe focul maxim să se, da, încingă bine de tot grătarul. Am înțeles. Și numai după ce este bine, bine, bine de tot încins, da, vom pune carnea. Da? Deci nu punem carnea pe grătarul rece. Nu pui ulei sau nu pui... Absolut nimic. Nu ne trebuie nimic. În momentul în care vom pune carnea, da, o să vezi că ea, practic, ce face? Fiind foarte fierbinte teflonul, va închide peretele exterior al mușchiulețului și nu va permite... Cum o să vezi? Cine mai ia de acolo? O să vezi că întoarcem frumos. Așa, atunci se vede, am înțeles. Bun. Aici v-am pregătit o mică clepsidră, da, ca să vedeți că este suficient pe o parte 3 minute și pe cealaltă după ce întoarcem 3 minute. Deci un mușchiuleț de vită făcut foarte în sânge, îl lăsați 2 minute, 2 minute jumate. Mai bine copt, îl lăsăm la 3 minute, 3 minute jumate. Dar... Sincer, 3 minute și 3 minute sunt suficiente. Deci eu am pregătit clepsidra aici, ca să o vedeți. Vom pune 3 minute și 3 minute pe cealaltă parte. După care îl vom pune la odihnit. Deci acesta este lucrul cel mai important, pentru că dacă faceți cumva greșeala, să luați mușchiulețul de aici și să-l puneți direct pe farfurie, ați greșit și o să aveți în farfurie un mușchiuleț tare și foarte ațos. Aici vom pune în acest castron, vom pune la odihnit carnea, dar o să schimb culoarea, o să iau unul verde ca să vedeți înăuntru câtă apă și câtă zeamă va rămâne de la mușchiuleț. Păi și tu, un fotoliu ceva să odihnească mai bine, nu? Fiecare o pui într-un bol sau cum? Da. Am crezut că scoți bolul, 6 boluri. Da. Când vom termina de făcut, da, carnea, vom pune la odihnit toate bucățile, le vom pune aici, le vom acoperi. Și le vom lăsa încă o dată, 3 minute și 3 minute, adică 6 minute le vom lăsa la odihnit. Da? Păi, stai, și stai. Le servim după aceea. 3 minute pe parte, 3 pe alta la și 6 minute aici. Și 6 minute aici. Bun, da? Deci avem nevoie de cele 12 minute, da, ca să facem un mușchiuleț adevărat și așa cum trebuie. Dacă cumva mergeți la un restaurant și vă uitați la ceas, da, că mușchiulețul vă vine în 10 minute, înseamnă că e o problemă. Da? Da. Înseamnă că jumătate de minut a făcut ospătarul să-l comande, uh-huh. Bucătarul l-a pus poate 3 minute pe o parte, 3 minute pe alta, dar probabil vi l-a pus direct în farfurie și vi l-a dus. Deci soluția e să mergi cu ceasul la tine la restaurant. Acum. Opa, ai zis că nu pui nimic. Nu pun nimic pe tigaia, e mai întrebat de ulei. Am înțeles, da, bun. Eu am aici sare marină grunjoasă. Da. Voi pune sare marină grunjoasă pe carne. Ea își va absorbe exact atâta cât îi trebuie înăuntru. Sarea, în funcție de timpul de coptură. Cu cât am rămâne înțeles mai mult, cu atât absorbe mai mult. Da? Am înțeles, da. Deci e suficient să pui deasupra, da? O să punem puțin în sare. Băi, în fiecare bucățică. Asta. Da, pentru că nu, da, va rămâne acolo. A, rămâne acolo? Sigur. În momentul în care eu întorc carnea, va rămâne acolo. Deci uh-huh. Ok? Am, da, pus puțină sare pe fiecare. Controlăm grătarul. Controlăm. Arată palma.
Aș mai lăsa puțin. Lasă-l să fie sigur. Dăm drumul la hotă. Da, am dat drumul la hotă. Da. Vezi, e foarte silențioasă, nu se vede. Ca și becul, cu senzori, așa. Așa. Și putem să ne apucăm, da? Uite, pune mâna acum să vezi căldura care o emană. Am, deci eu până aici da? O simt. O simți, da? Da. Ai văzut. Am pus sare. Ok? Da. Și uite că deja iese... Iese, exact. Da. Când, în momentul în care vedeți că iese foarte puțin fum, ne apucăm și punem carnea pe grătar. Auziți cum scurie? Lepsidra? Ne-am dat drum. Gata. Action. Și așteptăm 3 minute, practic. Exact. Am pus carnea, da? Da. Și acum ce facem? Stăm 3 minute? Da, lăsăm pregătită penseta noastră, da. Cleștele, cleștele de carne. Niciodată nu înțepăm carnea, că este mușchiuleț, că este grătar, că facem piept de pui, nu înțepăm niciodată carnea. Nu, folosim numai clește de carne. Cu cleștele întoarcem carnea. Am înțeles. Okay? Cine are clește cu patentul. Bun, și? Exact. Aici o să pun apă la fier. Da. Și o să punem șparanghelul la fier. Okay? A, faci în timp ce se face... Eliminăm partea mai dură spre coadă. Da. Da? Le clătim ușor. Bun. Bun. Prosop, nu? Nu, că le pun direct în apă. A, am înțeles. Deci, okay. A, nu contează. Și le punem la fier. Am înțeles, da. O să pun puțină sare. Da. Jumătate de lingură, da? De lingură de sare dură marină. Punem capacul și le lăsăm la fier. Bun. Aici aruncăm. S-a terminat și cele 3 minute, da? Okay. Da, le vedeți, da? Întoarcem carnea. Da, da, uite sarea acolo. Și pe partea asta nu mai pui sare, nu? Nu, am luat deja de sus. Da? Da. Acum am ia la covor în amintă, da? Cine, sarea? Da. Du-te. Întoarcem 3 minute. Da? Da. Ai luat, deci usturoiul, da? Ce facem cu usturoiul ăsta? Usturoiul o să-l pregătim pentru sparanghel, da? Ca să dăm untul prin sparanghel, dar înainte ne trebuie usturoiul și ceea ce vom face acum este... Când dăm untul prin sparanghel? Da. Dacă vrei să mă ajuți... Cau sparanghelul prin unt. O să vezi imediat. Am înțeles. Sparanghelul prin unt. Așa, bun. Ca să gătim sănătos, da. Totdeauna eliminați inima interioară din fiecare cățel de usturoi. Da? Asta trebuie eliminată, pentru că altfel o să vedeți că fierea și pancreasul va reacționa diferit. Da? Și atunci... Una de alta. Exact. Eliminăm inima la fiecare cățel de usturoi. Da. Eu vă sugerez asta să faceți și la chiftele, și la mici, la orice rețetă pe care voi o faceți, eliminați inima din usturoi. Așa cum eliminăm semințele. Ce ai făcut? Nimica, nimica. Am eliminat inima. Îți dau leocoplast? Nu, că nu. Nu? Așa cum eliminăm, de exemplu, la ardei, semințele, da? Da, brâncuș. Op. Da? Da. Așa cum eliminăm la roșiile mature, semințele. Da, la roșiile, sigur. Da? Exact același lucru. Ce eliminăm? Semințele la roșiile mature? Sigur. Cine elimină? Păi, eliminăm, sigur, le curățăm de semințe, da? Trebuie scoase semințele? Sigur. Și folosim doar pulpa, da? Păi stai că aici nu mi iese inima asta. 3 minute, Giorgio. Nu mai sunt două fericele. Du-te. Uite. Gata. Imediat. Gata. Am terminat cele 3 minute. Acum, luăm mușchiulețul. Ia, atent, bă, ce mă pricep. Da? Așa. Și îl punem frumos. La odihnit. La odihnit. În fotol aici, frumos, pe pat. Da. Așa. Acoperă-l să nu răcească. Îl acoperim frumos cu folie de aluminiu. Da? Și lăsăm. Pac, 3 minute. Și iar 3 minute, da? Asta nu ne mai trebuie. Așa. Astea le vom folosi în această tigaie, în momentul în care este fiert sparanghelul. Am înțeles. Împreună cu untul și salvia. Da. Până atunci, pentru final, ca să am o aromă cât mai plăcută de usturoi, pentru că eu voi stinge usturoiul ăsta și nu-l vei simți. Voi face un mic... Adică, stai. Cum adică îl vei stinge? O să vezi la momentul care vom începe rețeta. Păi nu folosi cuvintele astea, că mă sperim, nu stingem. O să stingem usturoiul cu puțin vin alb. Da? Păi de la n-ai zis, bun, am înțeles, și vin alb pentru mine. Stai puțin, vrei să spun toate secretele?
nu mie, la telespectatori. Ok. Am pus sare. Eu și așa nu pricep. Și iată cum fac un mic mușdei de usturoi. Da, un mic de tot. Cu lama, apăsăm cu lama. Așa. Și îl frecăm până se face un mușdei. Așa, fii atent, ce interesant. Stai că faci și spume, gata. Ai văzut? Am făcut? E cremă de ghete, așa. Ai văzut? Cremă de pantofi. Da, uite-l. Pa, fii atent ce frumos a făcut. Da, este. Da? Da. Simți că nu are acea aromă puternică, acidă. Asta lăsăm aici pentru că îl vom pune la sfârșit. Ia, stai. Da? Te rog. Între timp. Da. Între timpul puțin care a mai rămas. În cele 3 minute când o să întoarcem acum, o să facem o salată rapidă. Exact cele 3 minute care vom aștepta să se odihnească carnea. Deci, practic, o să avem mușculeț. Sparanghelul e acolo. Usturoiul l-am făcut. Da, eu vreau salată. Și o salată, bun. Bine? Bine. Și atunci îmi faci și plăcerea mea. Bine, hai, văd salata. Stai, că vreau să întorc. Ei, 3 minute? Mai e? Mai sunt două? Iară nu? Uite. Eu nu văd. A, da. Vezi? Mhm. Uite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 0. 2, minus 3, minus 4, așa, bun, 3. Pa, 3 minute salata. Salata, hai. Am spălat-o, am uscat-o frumos în centrifugă. Ce mai vin cu salata acasă. Așa, hai. Așa. O golim în bol. În bol, așa. Ce avem nevoie? Ce avem nevoie? Aici v-am pregătit un borcan de gem. Gol. În care am pus ulei de măsline. Așa. Luăm o lămâie. Așa. Și punem circa 10 picături. Opa, să nu cadă sâmburele. Hai să facem așa, să fim sigur că nu o să cadă sâmburele. Am pus lămâie, da? Deci, atenție! Piper. Sare. Și o să pun oregano. Până unul. Cât încape în două dește, nu? Cât încape în două dește, adică de două ori, luate de câte două ori. Două dește de 2 cm jumate, așa? Exact. 2,6 la mine. 2,6, am înțeles. Așa. Bun. Puneți capacul. Așa. Și vă jucați de-a barmanul. Până se face acea cremă de ulei. O vezi? Da. E o mixtură totul. Da? S-a făcut exact o cremă, da? Toarnă. O turnăm peste salată. Da. Ok. Așa. Și acum voi pune câteva crotoane de pâine prăjită. Pe care cum trebuie să le facem? Cum trebuie să le facem? Se ia pâinea și se pune prima dată sare pe fiecare felie. Un minut jumate. Minut jumate. Eu sunt gata cu salata. Oregan. Oregan. Pe fiecare felie. Așa. Așa. Pensă. Nu. Usturiu. Uleiul de măsline. Uleiul de măsline. Pe fiecare felie. Repetăm pe fiecare felie. Pe fiecare felie. Așa. Ok. Am ce vom să clinc. Așa. Și odată terminat operațiunea, da? Le tăiem în cubulețe. Trebuie să stai înainte. Nu. De ce? Așa trebuie? Da. Adică tot te... Păi, ce faci? Pui uleiul de măsline printre bucățele? Da, tu ești și... Am înțeles, deci economisim. Trebuie să te gândești, nu? Nimic nu se aruncă. Am înțeles. Totul se folosește. Da. 3 minute s-au dus. S-au dus. Gata salata noastră. Ia. Bagă. Și am terminat salata. Bun. Am terminat. Sparanghelul, da? Da. Au trecut acele 10 minute suficiente. Așa. De clocotit. Îl golim de apă. Golește-l de apă. Ok. Bun. Și asta l-am pierd frumos. Da. Și acum, dacă mă urmărești, da, voi fi foarte, foarte rapid, pentru că vreau să leg sosul bine. Și vom face în felul următor. Avem pachetelul de unt de 100 de grame. 100. Vom folosi 50.
Așa, jumătate de pachet. Jumătate de pachet. Corect. Da? Da. Untul să fie la temperatura camerei, da? Să nu fie înghețat. Da. Că altfel, dacă este înghețat, îl tăiați cuburi la dimensiunea cuburilor, la zarurilor, pardon, da? Da, ca să se ducă mai repede, ca nu? Ca să se uniformizeze în tigaie, da? Mai da, repede. Am înțeles. Okay? Asta da. Nu ne mai trebuie. Bun. Acum, aici avem salvie. Da. Aici avem ghiveci. A, asta e salvie. O tăiem frumos cu farfeca. Nu da. Rupeți niciodată pentru că... Farfecă verde, ca și cuțitele. Plantele, în... mie îmi place verde, green, da. Da. Altfel, planta dacă nu... Pești în... eco. Exact. Mai riscăm lasă ceva și mai... pentru următoarele rețete. Așa. Bun. Bun. Punem salvia. Da. Ok. Și punem usturoiul. Căței întregi. A, aia pe care nu i-am pisat. Am da. Înțeles. Da? Da. Amestecăm frumos. Da. Foarte puțin. Nu vreau să ard usturoiul. Nu, și acum, las. Secretul emisiunii. Așa. Este am crezut că faci ghiveciu. Lasă, ia, îți pun aici. Că... Voi stropi cu puțin deci, de vin alb. Da? Aici am, în schimb, zeamă de supă de oase. Da. Făcută de mine. Da. Și tot așa pun jumătate. Da. Ok? Da. Amestecăm bine. Ce mai punem? Sare? Da, nelipsită sare. Și piper. Și piper. Ok? Ce frumos arată. Da. Acum putem să punem sparanghelul nostru. Sparanghelul. Și la sfârșit vom pune parmezanul. Două clocote mici. Și este suficient. Cloc, cloc. E gata. Și acum ne pregătim să... Facem prezentarea cum ar trebui să arate, nu? Da. Ăsta am doar... Sfore, frate. E gata. Doarme de rupe. Se odinește. Parmezanul. Așa. Punem parmezanul la final pe el. A, tigaia acolo? Da. Okay. Mm-hmm. Vezi? Da. Parmezanul îmbiagă și mai bine sosul. Da. Se face o cremă, vezi? Uite ce frumos. Da. Am pus parmezanul, da? Așa. Și acum, în final, vom pune acest muntei de usturoi. Deci am pisat acolo. Pe care l-am făcut. Am înțeles. Da, și l-amestecăm foarte bine. Da? Ca da. Să aroma finală. Uite, se face ca o cremă, așa. Uite-te, frumos. Aoleu, da, ce e acolo. Așa. Ok. Și acum? Am terminat. Fii atent. Sforicele, sforicele. Ok. Uh-huh. Pune puțin de usturoi. Supra. Cu salvie. Da. Ce facem acum? Luăm mușchiletul care este gata odihnit. Uitați-vă câtă zeamă și cât sunt. Uitați-vă și arătați-vă și eu. Ce uitați-vă? A, da, uite. Da? Da. Acum, te aduci aminte că la început le-am tăiat, le-am legat. Acum le tăiem frumos asta da. Jos. Putem să tăiem asta jos. Da. Da? Și să-l așezăm frumos în farfurie. Da. Okay. Bun. Punem un fir de ulei de măsline da, deasupra pe mușchiuleț. Da. Piperul. Proaspăt. Și așa arată, nu? Și am terminat mușchiulețul de vinte cu sparanghel. Salata și poftă mare. Câte minute? Exact câte trebuie. Corect. Poftă mare.